Unul dintre motivele pentru care inspecțiile vizuale sunt foarte importante este faptul că de multe ori îți poți da seama intervențiile care au fost făcute ulterior după ce s-a executat un tablou electric. După cum observați, o să vă arăt un exemplu scurt ca să înțelegeți exact unde și la ce mă refer. După cum observați, tot tabloul este făcut cu protecții de la Eaton. Mai puțin avem aici o protecție de la Schneider. După cum observați, este cumva forțată faptul că a apărut această protecție suplimentară sau nu. Dar dacă ne uităm mai atent de atât, pentru că vedeți, în mod normal se observă intervenția ulterioară, dar dacă ne uităm puțin mai atent, o să observăm în partea de sus. Zona asta este înnegrită, da? Înnegrită de la fum. Deci, pe semne că aici am avut o protecție care a luat foc sau s-a topit contactii și a fumegat. Practic, fumul ăsta nu se mai duce deloc de pe siguranțe și atunci ne putem da seama unde a fost o eventuală problemă și putem să accentuăm partea de intervenții pe partea asta de pe zona aia. Poate e un consumator mai mult mai puternic și a supra-solicitat protecția dinainte sau alte motive. În acest motiv, inspecția vizuală întotdeauna trebuie să fie făcută foarte amănunțită și, bineînțeles, toate detaliile trebuie luate la mână și verificate. Sper că și această informație vă este utilă.